Aeroportul Suceava s-a clasat pe primele 5 locuri în țară ca număr de pasageri în perioada ianuarie-septembrie 2023. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Autoritățile județene încearcă să aducă noi companii care să opereze de pe aeroportul Suceava în baza numărului mare de pasageri din primele 9 luni. Trofeul festivalului Ciprian Porumbescu, în valoare de 3.000 de euro, a ajuns la Iași, iar profesoara de română Viorelia Braicu, fiica pictorului Dimitrie Loghin, a părăsit această lume după ce și-a văzut un vis împlinit. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. În primele 9 luni ale acestui an, pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare au fost peste 650.000 de pasageri, 608.000 dintre aceștia, care reprezintă o pondere de 93%, au folosit calea aerului pentru a pleca în străinătate. Aceste valori, făcute publice de președintele Consiliului Județean Suceava, sunt considerate argumente puternice pentru a-i convinge pe alți operatori să opereze de pe Suceava, în condițiile în care, de la finele acestei luni, Wizz Air renunță la baza operațională de la Suceava și la 5 zboruri internaționale. Tot statisticile arată că aeroportul sucevean se situează imediat după aeroporturile regionale Otopeni, Cluj, Iași și Timișoara și că în continuare merită investit atât în extinderea infrastructurii aeroportuare, transmite Gheorghe Flutur. Quartetul Promuzica Academica din Iași a câștigat trofeul Festivalului Ciprian Porumbescu ediția 2023. Desfășurat într-un context cu totul aparte, fiind anul Ciprian Porumbescu, a fost un real succes și ne dorim să creștem an de an. Ne-am descurcat foarte bine, în condițiile în care susținerea financiară a venit doar din partea Consiliului Județean Suceava, au transmis organizatorii. Trofeul Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu se acordă formației camerale Promuzica Academica din Iași. Felicitări quartetului ieșean și dacă într-adevăr am ascultat atâtea cuvinte frumoase despre ceea ce înseamnă Ciprian Porumbescu pentru Suceava, pentru România și despre felul în care poate lucrurile se pot schimba și ecourile dincolo de hotare pot fi unele speciale. Iată că un quartet tânăr reușește să primească acest trofeu și dăm glas muzicii cu această ocazie. O să-i și ascultăm. Capitanul de echipă? Capitanul de echipă, ia auziți. Acum suntem pe competiție. În spirit de fair play, cred că fiecare trebuie să-l țină, nu? Și ce vă rog și vă urez este ca, așa cum spuneam la Festivalul Internațional Nicolae Labiș, cei care au câștigat premii, să vă vedem pe marile scene ale lumii, să nu abandonați muzica. Nu uitați, ați câștigat trofeul Ciprian Porumbescu, iar Ciprian Porumbescu a avut un testament pe care l-a lăsat, în care spunea: nu lăsați muzica mea să moară. Sunteți parte a acestor evenimente prin care noi facem tot ce e posibil ca muzica să nu moară. Felicitări, doamnelor, domnilor, ascultăm acum quartetul Promuzica Academica din Iași. Da. Ediția 2023 a Festivalului Ciprian Porumbescu s-a încheiat cu un concert extraordinar susținut de tenorul Teodore Lincăi și soprana Paula Iancic, Daniel Paicu clarinet și Bogdan Constantin saxofon, acompaniați de Orchestra Operei Naționale Române din Iași, dirijor Daniel Jinga.
Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu este un proiect cultural inițiat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și organizat prin Centrul Cultural Bucovina. Personalitatea marelui bucovinean, compozitor și patriot român Ciprian Porumbescu, dar și a familiei sale, este celebrată în anul Ciprian Porumbescu și de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Seria manifestărilor a început cu Simpozionul Național Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor religioase, organizat de Centrul Eparhial Suceava și va culmina în luna noiembrie cu un concert aniversar extraordinar. În perioada 19-21 octombrie, Centrul Eparhial Suceava este gazda Simpozionului Național Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor religioase. Acesta se înscrie în rândul unei serii de evenimente științifice și culturale dedicate personalității lui Ciprian Porumbescu. În perioada 10 octombrie-10 noiembrie se vor derula mai multe activități dedicate marelui compozitor Ciprian Porumbescu și astăzi a deputat această serie de manifestări și anume Simpozionul Național Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor tradiționale, un simpozion care a adunat, iată, astăzi la Centrul Eparhial personalități de seamă, istorici și profesori din România și mai ales din cetatea Sucevei, a Iașilor și din București, cercetători care s-au ocupat de-a lungul timpului de chipul cântecului bucovinean și mai ales de personalitatea lui Ciprian Porumbescu. Suntem în octombrie, într-un an, 2023, anul Ciprian Porumbescu, în care au fost foarte multe evenimente, atât în țară cât și peste hotare, majoritatea dintre ele organizate cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, dar ne-am bucurat și de sprijinul instituțiilor școlare, Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Fac trimitere la marcarea a 140 de ani de la trecerea la domnul lui Ciprian Porumbescu în 5-6 iunie la Stupca, apoi am avut 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu pe 14 octombrie la Suceava. O serie de evenimente, eu aș insista pe mesajul care am vrut să-l transmitem în cadrul acestor evenimente. Am avut tineri care au depus flori, care au interpretat balada la vioară, iar floarea de pus avea un tricolor. Deci am avut tineri, am avut compoziția, vioara, am avut tricolorul atât de mult de iubit de Ciprian Porumbescu. Sesiunea introductivă a comunicărilor științifice a fost deschisă de profesorul universitar dr. Mircea Diaconu, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Am scris o carte despre Ciprian Porumbescu, Ciprian Porumbescu în marginea Imperiului. E o carte care încearcă să reconstituie identitatea lui Ciprian Porumbescu, identitatea lui umană, personalitate complexă, un om foarte interesant, o figură pasionată de muzică, pasionată de națiune, care își trăia intens existența și viața. Sursele au fost un jurnal. Jurnalul e pus în circulație încă din 1986, puțin cunoscut, din Cernăuți și de la Stupca, din anul 1879. Dar și, evident, bogata lui corespondență, publicată, editată de câteva ori în diferite volume. În fine, sunt și probleme de editare. Important este că, totuși, prin intermediul acestor documente de existență putem reconstitui și ce însemna Bucovina în perioada imperială și cum trăiau românii în Bucovina imperială și cum se făcea școală în Cernăuți în anii respectivi. Sunt aproape ceva mai mult de 10 ani după trecerea lui Eminescu prin Cernăuți și ce și cine este Ciprian Porumbescu propriu-zis. O figură complexă, un ins liber, rebel, nonconformist, artist veritabil cu conștiință tragică, să spunem, pentru că este măcinat de foarte devreme de obsesia națiunii, face 11 săptămâni de temniță pentru că folosise în legătură cu Moldova cuvântul de întrunchiat. Scrie cântece religioase și naționale, dar și de petrecere și, în fine, pasionat de muzică, compune mereu pentru că există în el această nevoie de a comunica, de a se construi
prin scris, prin muzică, o figură foarte interesantă. Seria evenimentelor dedicate marii personalități Ciprian Porumbescu continuă în organizarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Data de 30 octombrie, când va avea loc un concurs de coarde și un moment dedicat cântului religios în opera lui Ciprian Porumbescu, iar mai apoi toate aceste evenimente vor fi încununate cu un concert aniversar, 120 de ani de existență a Curalii Ciprian Porumbescu, împreună cu opera din Brașov, concert care va avea loc la data de 11 noiembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și administrația județeană mai are evenimente culturale programate în anul Ciprian Porumbescu și nu numai. Urmează o serie de evenimente. Pe 2 noiembrie vom fi la Biblioteca Națională, în care vom prezenta împreună cu Arhiepiscopia, bineînțeles, o serie de evenimente acolo, vom prezenta cartea care a ieșit în acest an, cărțile care au ieșit în acest an, vom avea și un moment coral, pentru că în acest an se împlinesc 120 de ani de când am luat ființă reuniunea muzicală dramatică, cea din care noi regăsim Seva, din care mai apoi s-a înființat Ansamblul Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu. Și urmează 28 noiembrie, când la 105 ani de la unirea Bucovinei cu țara, se deschide cazinoul băilor de la Vatra Dornei, în ceea ce va fi de acum înainte un complex muzeal, cazinoul băilor Vatra Dornei, și în acel moment va fi și o ședință somnă al Consiliului Județean, dar vor fi evenimente organizate de Arhiepiscopie. După masă vom avea un spectacol susținut de Corala Ciprian Porumbescu într-o sală care este deosebită ca și acustică, iar cazinoul arată într-un mod în care poate cei care l-au prins și amintesc câte ceva, dar noi nici nu-l visam. Sunt lucruri care se întâmplă, vom avea probabil bal vienez după Crăciun, posibil tot la cazinou. Vom avea apoi în 15 ianuarie de Ziua Culturii Naționale, să spunem așa, ca un fel de bilanță a anului Ciprian Porumbescu, și de fapt atunci ne gândim să dăm startul ceea ce aș vrea să fie al doilea an Ciprian Porumbescu, pentru că eu personal nu sunt pe deplin mulțumit de ceea ce am reușit să facem, să scoatem la suprafață. Sunt încă foarte multe lucruri și am așa senzația că abia acum începem să vorbim despre Ciprian Porumbescu așa cum ar trebui, și atunci vom continua să vorbim și la anul și în câți ani vom fi de acum înainte despre Ciprian Porumbescu. Dosarele de pensii ale românilor care au lucrat în Italia vor fi soluționate mai rapid, transmite deputatul PSD Mirela Adomnicăi. Vestea vine după ce ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut o întrevedere cu omologul său din Republica Italiană. Deputatul de Suceava, Mirela Adomnicăi, fostă șefa Casei de Pensii Suceava, a transmis că deseori casele de pensii din România au semnalat faptul că procesul de recunoaștere a drepturilor de pensionare a românilor care au lucrat în străinătate este dificil și poate dura până la 3 ani. Această situație a fost discutată cu reprezentanta guvernului italian în urma unei întrevederi solicitate de Simona Bucura Oprescu la Luxemburg, la Consiliul Uniunii Europene dedicat miniștrilor muncii, ocupării și politicilor sociale. Apreciez atât demersul doamnei Simona Bucura Oprescu de a rezolva această problemă care stagnează de ani de zile, cât și reacția promptă a ministrului italian, care s-a implicat personal în soluționarea acestei proceduri greoaie care afectează mii de români. Din datele existente, în momentul de față sunt în jur de 5.000 de dosare întârziate. Una dintre primele măsuri luate de ministrul italian al muncii constă în formarea 10 funcționari italieni din Ministerul de Resort, care se vor ocupa în mod special de soluționarea cererilor transmise online de către cetățenii români prin sistemul RINA. Potrivit statisticilor oficiale, în Italia sunt peste 1 milion de români, iar numărul contractelor de muncă încheiate cu aceștia în peninsulă este de peste 600 de mii.
Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor se află astăzi directorul Casei Județene de Pensii Suceava, domnul Constantin Boliacu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a vorbi în mod special de pensiile internaționale, cum se procedează în momentul de față și ce așteptări aveți de la aceste simplificări promise de statul italian. Să rămână, bine v-am găsit. Salut tot privitorii televiziunii dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență. Haideți să pornim de la cum se întâmplă lucrurile astăzi când vorbim noi, până la aceste dorite, poate neașteptate, da, simplificări, deci, despre care... Haideți să o luăm puțin mai din spate. Acum 5 ani, când am ajuns la Casa Județeană de Pensii, pensiile comunitare, ca așa se numesc în termeni de specialitate, respectiv pensiile internaționale, dacă vrem să facem să simplificăm, da, erau în subordinea directorului de pensii, care le și rezolva el. Deci foarte greu. Nu putea, nu, vorbim de sute. Da, vorbim de sute de cazuri, da, da. Am reușit în prima fază să aduc o persoană să fac un compartiment, după aia am mai reușit încă o persoană să angajez și acum anul acesta a treia persoană, pentru că urmează o avalanșă de pensii pentru toate persoanele care au plecat la muncă în străinătate în 90, urmează să se pensioneze în următorii ani. De aia vor fi foarte, foarte aglomerat. De exemplu, legal, care e procedura? Deci, să spunem că o persoană a plecat, nu în Italia, că aici va fi o situație aparte. Spune că a plecat în Anglia sau în Belgia acum 20 de ani. Lucrează acolo de 20 de ani legal, se încadrează la vârsta, sau urmează să se încadreze la vârsta de pensionare, da, și revine în țară. Bun. Unde în țară a mai lucrat câțiva ani, deci, înainte. Sunt mai multe aspecte. Dacă a lucrat până la 15 ani, vine în străinătate? Nu, la noi în România. Deci putem întâi de România. Dacă a lucrat până la 15 ani, vine la noi, depune dosarul la împlinirea vârstei standard de pensionare, depune și un document din țara respectivă, precum că a fost luat în evidență, a plătit impozitele acolo și legislația prevede ca noi să reîntregim vechimea. Vechimea din România plus vechimea din străinătate, dacă are minim 15 ani, îl pensionăm. Nu pare foarte complicat. Nu, deloc, nu e complicat. Complicarea intervine după acest dosar, ci depune dosarul. Noi sunt țări care imediat, deci sunt imediat, înseamnă 2-3 luni, Germania, ne răspunde la solicitările noastre. Sunt țări care răspunde 2-3-4 ani. Înțeleg că și Italia e pe lista asta. Printre care și Italia, da. Italia este puțin mai fruntașă la numărul de pensionare, la numărul de persoane care se pensionează atât în România cât și în Italia. Dar revenind la întrebarea noastră, vreau să vă spun că dacă omul solicită pensii, noi facem dosarul, întocmim, trimitem după vechime și vechimea când se întoarce îl repunem în drepturi. Prima dată emitim o decizie de respingere, după care ne întoarcem la data când a depus dosarul și de atunci îi plătim. Dar este principiul. Adică se plătește compensatoriu pentru timpul pierdut? Nu, se plătește de când a depus dosarul. De când a depus, adică da, dacă trec 2 ani, de atunci îi plătim. După ce a depus dosarul, îi plătiți retroactiv pentru, și dacă nu mai e omul? Dacă s-a dus? Moștenitori. Păi certificat de moștenitor sau oricare persoană care face dovada că îi cuvine acele sume. Nu se pierd sumele respective. Nu se pierd. Dar ce vreau să vă spun este că noi folosim ca ani, ca bani nu. Partea aia de persoane care împlinesc vârsta de pensionare în anumit stat al Uniunii Europene sau alte state care noi avem protocolul pentru vechime, îi trimitem noi dosar acolo. De exemplu, dacă ați spus Italia, la Italia la 67 de ani vârsta de pensionare. Vine la noi, dacă este pensionar la noi sau nu, are vechime în Italia, depune documente la noi, noi îi trimitem în Italia. Acum, cum să vă spun eu, sistemul a început să funcționeze mult mai bine. Cum vă spuneam, de exemplu, anul acesta am avut o vechime din străinătate, am avut 884 de cazuri.
care ne-a venit vechimea și i-am... Anunță la... ei? Da, sau tot așa solicitați pe baza dosarului? Nu, astea au fost solicitate. Uh-huh. Au fost solicitate din anii trecuți. De acum 2 ani, de acum 3 ani, de acum, de anul ăsta. Și au început să crească. Dacă în 2021 avem 678 de decizii, în 2022 687, acum am avut 884 la 9 luni. Dacă deci... ne uităm pe anul 2023, solicitările de pensie depuse, da, la Casa de Pensie, așa cum ați extras dumneavoastră din statisticile oficiale pe care le are instituția, vedem că ele sunt 273. Cele mai multe provin din Italia, deloc surprinzător, 172, de asta și avalanșa pe care o așteptați în perioada următoare și poate de asta și dorința ministrului Muncii de la noi să stabilească cu omologul din peninsulă o procedură simplificată. Se anunță o avalanșă de solicitări de pensionare pentru românii, implicit și sucevenii, care au muncit în Italia. În egală măsură, tot cele mai multe decizii primite în 2023, 95 la număr, vin tot din Italia, la distanță mare după aceea, Austria, Germania, Portugalia. Distanța este foarte mare. Dar să știți că au început după demersurile ce s-au făcut de către Casa Națională de Pensie, de către casele județene, de către doamna ministru, a început să lucreze Italia pentru anul ăsta. Se emite decizii la cererile trimise de noi din acest an. Nu să le proceseze mai repede și pe cele din urmă? Au început și pe alea din urmă le procesează, dar s-a văzut că la ora actuală avem primite din Italia 20% de solicitări pentru anul ăsta. Ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Deci erau 10% în tot anul și noi la 9 luni avem 20%. Deja 20%. Da. Au început, dar avem și sistemul din 2022, avem sistemul RINA pus la dispoziție de către Uniunea Europeană gratuit, în care comunicarea se face informatic. Online, noi cerem documente de la ei, ei ni cer nouă. Se simte destul de tare. Adică vreau să spun că s-a scăzut numărul de zile sau luni în care așteptam aceste documente. Dar sunt alea vechi care tot așa sunt foarte, foarte greoaie pentru că ei ce fac? Ai un formular, îl completezi, omul. El cere pensia. Dacă a greșit undeva, a exat un X, nu-i membru de familie, atunci îl iau și îl pun în păstrare. Deci e bine să revină oamenii, dacă văd că nu primesc un răspuns într-un termen dat, să zicem 6 luni, corect, să revină cu o întrebare, corect, la Casa să de vină, Pensii. Să revină și revenim noi cu o solicitare. Deci omul trebuie să vină, să ne spună despre ce e vorba, să aibă documente, iar noi revenim. Sunt cazuri, de când am revenit de 3-4 ore. Că sunt greșeli de completare a formularelor. Deci cea mai mare greșeală este rezidența. O persoană are rezidența și în Italia, vine la noi și declară că rezidența e în România. Nu discutăm de domiciliu, rezidența. Nu e vorba și nici de cetățenie. Și nici de cetățenie, nimic, rezidența. Atunci declară la noi rezidența, noi că trimitem documentele, spunem rezident în România. Acolo găsește rezident în Italia și spune că altă persoană. Și dosarul e practic dat deoparte. Dat deoparte și în așteptare. Și de asta mai intervenim, de asta îi lămurim pe oameni și îi sfătuim. Dom'le, puneți rezidența de unde o ai. În pentru țara în care locuiești. În țara în care locuiești, pentru că dacă ai o vechime până la 15 ani și ești cu rezidența în străinătate, nu mai primești acele indemnizații sociale. Deci pensia va fi undeva 6, 7, 800 de lei. Un exemplu, nu știu. Atunci dacă ești rezident în Italia, nu mai primești. Cam care e sistemul ăsta hibrid? E recompensat omul diferit pentru munca din străinătate la nivelul cotizației pe care a avut-o acolo și se adaugă cu ceea ce primește ca pensie pentru anii când a muncit în România? Pentru contribuțiile în România, primește pensie din România, un quantum care... Deci va primi practic omul două pensii. Două pensii, da. Pentru pensia din străinătate va primi pensie din principiul contributivității. Ai plătit acolo, primește acolo pensia. Dar... era vorba de acea indemnizație socială. Dacă și în străinătate, dacă ai rezidența în străinătate, îi dă indemnizație socială, 500-600 de euro, 400, nu știu cât, depinde cât am muncit. Dacă ești rezident în România, nu mai dă nici acolo. Așa și statul român.
Deci nu putem să plătim o indemnizație socială cu domiciliu în Italia. Nu. Legislația prevede numai pentru persoanele cu domiciliu în România. Ați avut situații în care oamenii au ieșit la pensie numai după ce au muncit în străinătate? Nu cred că sunt. Da, sunt situații. Pentru că s-ar fi născut clar înainte de 1989 și sigur partidul i-ar fi pus să muncească obligatoriu. Da, nu a avut carnet de muncă și nu a muncit deloc. Există situații. Există situații. Dar și au plecat doar, să zic că a fost o femeie casnică, n-a muncit deloc și după 90 a plecat în străinătate. Și a îndeplinit totuși 15 ani de muncă, cel puțin. Nu, dar dacă nu a muncit la noi, nu beneficiază de nicio pensie. Deci de la noi nu. Dar primește pensia din străinătate. Și trebuie să depună acte și în România sau doar în străinătate? Dar ca să nu meargă în străinătate, să nu meargă într-o țară precum Germania, Spania, Portugalia, Grecia, dau exemple, el poate să vină la noi să depună documente. Și faceți documentele către țara respectivă prin sistemul acesta informatic. Da. Noi ajutăm populația, ei corespondează, adresa de corespondență este a persoanei fizice, respectiv solicitantul dreptului de pensie și noi nu mai avem nicio problemă. Nu mai ajutăm oamenii cu trimiterea acestor. Sunteți doar o verigă în sprijinul celor care solicită. De ce documente au nevoie? Să spunem că încă nu au revenit în țară și altcineva depune dosarul de pensionare. Bun, ei trebuie în primul rând actul de identitate. Carte în original. În copii, da. Un cupon de pensie, dacă există pensionare în România, noi trimitem în străinătate un extras de cont, ceea ce o noutate aici. Înainte nu se cerea, cu 2 ani, nu cerea străinătate extras de cont. E foarte greu. Adică, sunt unii pensionari care primesc în continuare pensia prin poștă, nu pe card. Da, avem destul de mult. Sunt reticenți la a primi banii pe card. Da, dar discutăm de persoanele care au ieșit în străinătate și știu ce înseamnă. Majoritatea care primesc pensiile prin sau chiar și salariile. Factorul poștal, da, ei sunt mai și la oraș, la țară, dar sunt acele persoane care nu au aceeași încredere în sistemul bancar. Da. Un act doveditor că a lucrat în țara respectivă. Deci de la IMSS, din Italia de respectiv, o fișă în care îi se dă vechimea cât a lucrat acolo și adresa. De revizal de la noi, nu? Da, da. Și o împuternicere eventual în cazul în care depune altcineva. Dacă depune soț, soția sau orice rod, o împuternicere prin notariat. Dar el poate să vină oricând la noi, îi ajutăm. Și au fost cazuri când am ajutat, am avut cazuri când am primit de acum 7 ani. Anul trecut am primit de acum 7 ani trimis dosare. Dosare, da. Pentru că tot au stat într-un sertar, nu erau finalizate, nu erau bine completate. Am ajutat și noi foarte multe persoane prin unii angajați al ambasadei României din țările respective. Am luat legătura cu ei la consulat, la ambasadă și am deblocat situația. Și au fost cu situații destul de grele, să nu primești și nu avea niciun venit. Deci e destul de complicat, să spunem noi, ca să vină în fiecare zi un om și să-l vezi supărat, în condițiile în care nu suntem noi vinovați. Dacă eram noi vinovați, era altceva. Dar să știți că și la nivel de Casei Naționale de Pensii am avut anul acesta o videoconferință cu toate casele de pensii din România și cu străinătate, cu Italia respectiv. Mai ca o chestiune premieră, vă spun dumneavoastră, am avut singura casă județeană de pensii din România, Suceava, cu sprijinul Casei Naționale, o videoconferință cu unitatea similară din Italia, respectiv IMSS Salerno. Deci o discuție unul la unul, a durat aproximativ 5 ore și s-au deblocat foarte multe dosare. Specialiștii de la ei și specialiștii noștri au comunicat, au rezolvat dosare și au ajuns la o înțelegere în care tot documentul să fie recunoscut și de ei și de noi. Înseamnă că în baza unor relații din astea profesionale între instituții s-a putut să se deblocheze sau, mă rog, acum să fie desemnate câteva persoane dedicate colaborării cu România, cel puțin în Italia. În alte țări,
sunt astfel de probleme sau fiind mult mai puține cazuri și problemele da, sunt mai puține? Da, sunt mai puține și cazuri sunt în alte. Unii, v-am spus, unii colaborează extraordinar. De bine, cred că și acolo e vorba de salariat, nu așa mult salariat, nici în străinătate. Și avem partea de Germania, Austria, care, eu știu, la 2-3 luni ne-a trimis informații în condițiile în care alte state ne trimit la 2 ani, un an jumate, 2-3. Dar acum s-a deblocat. Adică să nu creadă cei care ne privesc că birocrația există doar în România și doar românii la noi nu se mișcă. Iată că și străinătatea ca să-ți răspundă la o solicitare poate să dureze 2-3 ani de zile. Da, foarte greu, foarte greu. Și eu le spun la toți, dom'le, în România încă este bine față de Italia, față de alte state, chiar al Uniunii Europene, în care nu respectă acele 30 sau 45 de zile care pentru soluționarea unui cereri. La noi, la casele de pensie, este 45 de zile, nu 30, ca la alte. Această temă, sigur, este foarte importantă pentru regiunea noastră, pentru județul nostru, din care foarte mulți oameni au plecat să muncească în străinătate. Dintre cei 600.000 de români care lucrează legal în Italia, mult mai mulți sunt plecați acolo. Foarte mulți provin din aceste zone, din zona Moldovei, din județul Suceava. Și de asta mi-am dorit să abordăm acest subiect ceva mai pe larg. Iarăși ca un studiu de caz, să zic, ca un caz concret, domnule director. Să spunem că cineva, un bărbat, o femeie, lucrează în Italia, îndeplinește condițiile pentru pensionare conform legislației din Italia sau din altă țară străină, dar încă muncește și vrea să-și pregătească documentele știind că durează foarte, foarte mult timp să le avizeze. E posibil? E posibil, dar trebuie să împlinească vârsta ca să facă o cerere. Bun, are vârsta. Și numărul de ani. Italia iese la pensie la 67 de ani. Atunci trebuie să vii, că dacă noi trimitem în Italia documentele... Dar încă are contractul de muncă activ. Vrea doar să-și pregătească documentele. Da. Nu poate depune un cupon de pensie. El poate depune că are, nu știu câți ani lucrați în Italia. Da, nu e nicio problemă, dar discutăm de vârsta. La noi, femeile ies la 63, este o eșalonare acum, ies la 62 de ani și o lună, în Italia 67. Deci nu este bine de... E mai avantajos să vii în România. Să muncezi în România, ești mult mai repede la pensie, da. 4 ani îi câștigi doar din diferența asta de vârstă. Da, da. Deci ei trebuie să vină când împlinește vârsta, că altfel se lucrează, lucrăm, avem termenul de soluționare a unui cereri, 45 de zile. Dar dacă vii la mine și îmi depui dosarul și tu împlinești vârsta peste 2 luni, eu automat... Este nul dosarul respectiv. Da, dăm respins că nu îndeplinești condițiile. Este normal că 2-3 zile, 5, o săptămână înainte de împlinirea vârstei e standard de pensionare, pentru că se pot întâmpla orice până cu 2 luni înainte, nu ești bine. Așa și să trimiți dosare în străinătate. Nu este bine să devenit cu o perioadă mult mai înainte, să spunem câteva luni. De împlinirea vârstei de pensionare. Da. Diferită de la o țară la țară. Deci, diferită, da. La noi femeile acum ies la 63 de ani la pensie, bărbații la 65. 65. Iată, în Italia ies la 67. Și bărbați și femeile. Alte țări, mai știți? Da, tot așa, ies la 65. În Franța în 65, în 67 și mai sunt cred că prin Spania. Nu, și mai tineri decât la noi? V-ați întâlnit cu cazuri în care... Nu prea, că la noi acum este 63, dar există o eșalonare până în 2030. Acum au ieșit și la 61, începând de la 61 de ani, 61 și o lună și 2 luni și 3 luni. Acum suntem la 62 și o lună. Deci suntem cam cei mai tinerei pensionari din Europa, aproape. Printre cei mai tineri, nu chiar cei mai tineri, printre cei mai tineri. Dar acum, în străinătate, se lucrează mult mai ușor. Condițiile de muncă din care au fost la noi, probabil de aia legiuitorul când a făcut legea, a spus, domnule, condiții mult mai grele, haideți să-i pensionăm mai repede. Sau a fost tranziția asta între comunism și democrație și s-au pensionat prin 90 ceva, erau unele legi, sau legea 3, să spunem, care era de pe timpul dinainte de 90, atunci... Avea cu grupele de muncă, cu grupe. Și acum sunt grupe categorii. De muncă, sunt foarte multe categorii. Așteptăm o nouă lege a pensiilor de anul viitor,
Cred ce așteptări că... aveți de la noua lege a pensiei? Ce ar mai trebui lămurit? Ce ar mai trebui clarificat? Sunt multe de clarificat. Sunt multe inechități, sunt foarte multe. În fiecare zi tot am în audiență oameni care sunt nemulțumiți. Și pe bună dreptate, și au dreptate. Unele indicere de corecție, stagiul de cotizare, la unii persoane sunt part la 35 de ani stagiul complet de cotizare, la altele la 20, la unii la 15. Deci nu prea e corect. Ați fi corect de acord cu uniformizarea, care înțeleg că e valabilă în alte țări ale Uniunii Europene, pe bază de contributivitate? Da, așa ar fi normal pe bază de contributivitate. Dar și atunci, de ce? Dacă toată lumea e de acord, politicienii, dacă îi întreb, sunt de acord, specialiștii, cei care lucrează în domeniu, sunt de acord, dar undeva... Dar așa spune și legea, principiul contributivității. Da, dar cu foarte multe excepții. Dar, sunt legea 263, legea care reglementează pensiile în România, sunt foarte, foarte multe modificări. Tot timpul s-au... Pentru fiecare categorie profesional aproape s-a creat câte o excepție de la principiul contributivității. Aveți perfectă dreptate. Nu chiar la toți. Nu chiar la toți. Zic așa, la cei mai speciali. Da, și grupii de muncă, s-au dat grupii de muncă din retroactiv sau din grupa întâi a făcut o grupă specială. Legiuitorul și mai ne spune, noi suntem tehnici. Executanți, așa da, este. Executăm și cred că facem datoria destul de bine. Acum, nu poți, este imposibil toată lumea să fie mulțumit pentru cuantum pensii deranjează, nu serviciile care le facem noi. Deci, asta e clar, clar. Și felul în care se ajunge la suma respectivă. Omul tot timpul va avea senzația că merită mai mult, nu? Proporțional cu munca pe care a depus-o și contribuția lui în societate. Corect, dar a fost la același loc de muncă. Unul a fost maestru cu un salariu mult mai mare și unul a fost muncitor, să spun. Cazuri concrete care vin în audiență. Au aceeași pensie. Da, pentru că a fost acel indice de corecție. Depinde data când ești la pensie. Și asta trebuie scoasă. Inechitățile astea trebuie rezolvate. Pentru că dacă, am mai dat exemplu, dacă te pensionai în 2019, pe data de 30 decembrie, pe 31 decembrie, dau un exemplu ipotetic, aveai o pensie de 3.000 de lei. Dacă veneai în ianuarie, pe data de 7, cu același dosar, aceeași persoană, aveai pensie de 3.600. Da, discrepanță, clar. Indicele de corecție care se întocmește la se aplică la începutul anului. După ce se calculează pensia, da, el se calculează și el se la legea când se întocmește legea bugetului de stat. Ei, nimeni nu știe cât e. Și atunci a fost 1.20, a sărit la 1.41. Nu s-a dat seama, probabil la București a fost atunci prin asumarea responsabilității bugetului. A rămas negru pe alb și n-a putut absolut nimeni să o modifice. După aia, anul viitor, indicele de corecție a fost 1.35, dar din calcule, dar l-a lăsat 1.41, tot să nu fie discrepanță. Da, și să nu fie nicio iarăși discrepanță într-un an și altul. Ei, deci, diferență foarte mare, am spus 21% la pensii mai mult, aceeași persoană sau persoane. Același dosar, același caz, da, foarte ciudat. De ce? Sper că dacă au ținut cont de punctele dumneavoastră de vedere, ale dumneavoastră și ale colegilor, în speța asta cu pensiile internaționale, comunitare, să țină cont și de propunerile pe care le aveți deja, cu siguranță, foarte clare pentru noua lege a pensiei. Tehnic am trimis la București și s-a făcut legea 127 și acum ne-a cerut păreri din teritoriu, nu, să lucrează, colaborarea este foarte bună. Numai să se respecte. Aici să se țină cont și să fie predictibilitate pentru toată lumea. Corect, dar este bine, nu cred că va fi mai rău. Va fi o apropiere. Nu poți 100% să le rezolvi toate problemele. Este imposibil. Numai cine nu lucrează în domeniu spune că nu se poate. Că se poate. Nu se poate, pentru că nu ai cum. Sunt pensionar din 90, din 89, sunt pensionar de 35 de ani. Normal că este diferența de pensii. Sunt prin hotărâri judecătoresc, unii odată în judecată, alții nu. Acum e o modă, știți, că dacă ceva nu convine la legislație, în judecată. Avem foarte multe procese. Și legislația prevede 263 este legea noastră, apar modificări în alte legi. Să spunem, codul silvic. Nu putem să aplicăm noi.
până nu modifică legislația. Nu-i modificată și automat, primul dreptate, oamenii dau în judecată. Să nu-i încurajați acum pe oameni neapărat să vă invadeze și cu și mai multe procese. Am dat un exemplu, da? Sunt mult mai multe și ne zbătem, vrem să fim în frunte, vrem să măcar omul să fie satisfăcut de serviciile noastre, dacă pensia, tot lumea spune că cuantumul pensii mic. Și așa este. Nu ajunge niciodată și nu o să ajungă. Mulțumesc tare mult pentru sinceritatea dumneavoastră, în primul și în primul rând. Pe asta mizez în momentul în care, și în momentul în care v-am rugat să participați la discuția de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru prezența la Comentariul Zilei. Salut toți pensionare și toți locuitorii județului Suceava și aștept la Casa Județeană de Pensii să vadă și servicii de calitate. Că se poate și în România și ținem aproape. E un exemplu, Casa Județeană de Pensii, așa este. Mulțumesc. A fost, domnilor și domnilor, la Comentariul Zilei. Astăzi, domnul Constantin Bolia cu directorul Casei Județene de Pensii Suceava. Știrile continuă. A murit profesoara de română Viorelia Braicu, fiica pictorului Dimitrie Loghin. Decesul distinsei profesoare a survenit la doar câteva zile după ce și-a văzut visul împlinit, acela de a vedea bustul tatălui său dezvelit în Parcul Central. Profesoara s-a stins din viață în cursul zilei de joi, 19 octombrie, în urma unui infarct la vârsta de 80 de ani. Profesoara Braicu s-a zbătut mult pentru ca bustul tatălui domniei sale, pictorul Dumitru Loghin, să fie amplasat undeva în Suceava. Până la urmă, acest lucru s-a întâmplat vineri, pe 13 octombrie 2023. Bustul realizat de sculptorul Augustina Simionesei și donat de Viorelia Braicu a fost dezvelit în Parcul Central, peste drum de Biserica Sfânta Înviere. La eveniment, Viorelia Braicu spunea: mărturisesc că sunt copleșită de un sentiment foarte complex și bucurie și emoție foarte, foarte mare. Mă bucur că trăiesc acest moment la care am visat mult timp, având convingerea că o statuie îl eternizează pe Dimitrie Loghin, că noi vom urmări parcursul lui didactic și artistic uitându-ne la această statuie. Și cum nimic nu este întâmplător, privirea lui Dimitrie Loghin de pe soclu este orientată spre cele două elemente care au fost baza activității lui. Familia, casa noastră fiind la 100 de metri aproape, și arta reprezentată de biserica, renovată, reîmprospătată de fostul lui elev Ion Grigore. Și în felul acesta se încheie un triunghi al existenței fericite și împlinite Viorelia Braicu a absolvit Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, promoția 1961, și a avut catedră de limba și literatura română la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava. S-a stins din viață în cursul zilei de joi, 19 octombrie, în urma unui infarct, la vârsta de 80 de ani. Cele mai gustoase și frumoase mere ne așteaptă în acest sfârșit de săptămână la Fălticeni. Acolo se desfășoară a 18-a ediție a Târgului Mărului, eveniment menit să promoveze soiurile de măr, mărcile locale și să încurajeze vânzările pomicultorilor la mijlocul toamnei. Nu vor lipsi spectacolele de muzică populară, nici târgurile caritabile. Invitații din Ministerul Agriculturii și de la APIA sunt așteptați la un seminar despre bune practici în valorificarea bogăției livezilor. E un eveniment extrem de frumos și foarte necesar, pentru că ne dorim noi, ca administrație publică locală, sprijinim eforturile pomicultorilor din Fălticeni, să mediatizăm recolta lor, pentru că avem într-adevăr sau au într-adevăr cu ce să se mândrească. A fost un an bun pentru producția de mere. Puteți găsi la Fălticeni, pe parcursul celor două zile, atât spre expoziție cât și spre vânzare, mere frumoase din zona Fălticeni, delicioase, gustoase, sănătoase. Merită să sprijinim eforturile pomicultorilor locali. Și nu numai, pentru că vom avea și un târg de
produse tradiționale, produse Bucovina, vom avea și spectacole artistice. Din prognoza meteo vedem că și vremea ține cu noi, deci sunt îndeplinite toate condițiile pentru un weekend frumos la Folticeni. Invităm suceveni și nu numai să vină în piața centrală a municipiului Folticeni la ceas pe parcursul celor două zile, pentru că, într-adevăr, vor fi evenimente frumoase și sunt sigur că toți cei care ne vor vizita vor pleca cu mere de Folticeni, vor pleca cu gânduri bune și cu amintirea unor momente frumoase petrecute în orașul de pe Șomos. Pe scena care va fi amenajată în zona ceasului global vor urca formații și grupuri de la Clubul Copiilor, Centrul Cultural Grigore Vasiliu Piric și cele ale școlilor din Folticeni. Invitații de onoare sunt, la ediția din acest an, ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu, Doina și Ciprian Petroaie, Alexandru Recolciuc. Târgul Mărului este organizat de Primăria și Consiliul Local al municipiului Folticeni, împreună cu Asociația Produs în Bucovina și Consiliul Județean Suceava, având ca parteneri Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Centrul Cultural Bucovina și pomicultori din zona Folticeni. Echipa de handbal CSU Suceava va juca duminică de la ora 18 pe terenul formației CSM Vaslui. După 8 etape disputate în Liga Zimbrilor, sucevenii sunt pe locul 5, iar vasluienii ocupă poziția 14-a, ultima a clasamentului. CSU Suceava va juca duminică de la ora 18 pe terenul echipei CSM Vaslui într-un meci din etapa a noua a Ligii Zimbrilor. Gazdele sunt pe ultimul loc al clasamentului și au obținut prima victorie stagională abia în etapa trecută, când au câștigat la Cluj cu scorul de 32-27. Echipa Vasluiului este mai puternică în acest an decât în anii precedenți, după părerea mea cel puțin, iar locul pe care îl ocupă în clasament este puțin mincinos din cauza parcursului foarte greu pe care l-au avut. Dar noi știm ce avem de făcut, trebuie să mergem acolo să obținem cele 3 puncte, pentru că, în opinia mea, acestea vor cânta foarte mult în cursa pentru evitarea barajului. Noi îi cunoaștem foarte bine, am avut foarte multe meciuri cu ei și le știm pe absolut toți jucătorii de acolo. O să ne revedem și cu Paul Simulescu și cu Furac, Robert, pe care îi știm foarte bine, pentru că am fost colegi. Le știm toate punctele forte și sper să reușim să le anihilăm și să ne impunem ritmul de joc și, bineînțeles, să venim cu victoria de acolo. Suntem în fața unui meci extrem de dificil și extrem de important pentru noi. Mergem pe terenul unei contracandidate la evitarea barajului și o victorie ne-ar propulsa pe noi sau ne-ar propune ca și favoriți pentru a îndeplini obiectivul. Au o echipă bună, în lipsă de puncte, în foame de victorii și cu siguranță și își propun câștigarea celor 3 puncte. Dar cred că meciurile dintre noi și ei mereu au fost echilibrate și vom face tot posibilul ca să aducem punctele la Suceava. Programul le permite să spere la 9 puncte în următoarele etape, ne întâlnesc pe noi. Ne întâlnesc Timișoara și Sighișoara și probabil asta își propun în următoarele etape, dar noi mergem acolo numai cu gândul la victorie și vom da totul pe teren să o obținem, pentru că ne-am simplificat mult viața. În cadrul etapei a noua a Ligii Zimbrilor se vor mai disputa următoarele meciuri: CSM Sighișoara, Dinamo București, Potai Saturda, Politehnica Timișoara, CSM Constanța, Universitatea Cluj, HC Buzău, Steaua București, CSM București, CSM Bacău și Minaur Baia Mare, CSM Focșani. Handbaliștii juniori ai Clubului Sportiv Universitar din Suceava au fost convocați în număr mare la acțiunile pe care loturile naționale ale României le-au programate în această lună. Numai puțin de 7 universitari vor participa cu Naționala de Junior la Trofeul Carpați, iar alți 3 au fost chemați la Naționala de Cadeți. CSU Suceava va avea 7 reprezentanți la Naționala de Juniori a României pentru Trofeul Carpați. Este vorba despre antrenorul principal al tricolorilor Vasile Buca și jucătorii Răzvan Râpă, Codrin Dascălu, Andrei Rață, Teodor Ilucă, Eduard Rusu și Emanuel Șerban. Trofeul Carpați la juniori se va desfășura în perioada 26-28 octombrie la Ploiești și Plopeni. Alături de România la competiție vor mai participa Muntenegru, Macedonia de Nord și Egipt.
Toate meciurile României vor fi transmise pe canalul de televiziune Pro Arena. Cei 7 universitari prezenți la Naționala de Juniori a României sunt lideri cu CSU Suceava în Serie A a campionatului național pentru juniori 1, cu punctaj maxim după primele 4 etape. Alți 3 jucători legitimați la CSU Suceava au fost convocați la lotul național de cadeți al României, format din jucători născuți în anii 2008 și 2009. Este vorba despre Adrian Mircea, Ianis Chiruț și Cosmin Muștei. Reprezentativa țării noastre, condusă de antrenorul principal Ionuț Tița și antrenorul secund Ionuț Rouă, va efectua un stagiu de pregătire centralizată în perioada 25-31 octombrie la Vaslui. Dintre cei 22 de jucători convocați pentru această acțiune, 16 vor pleca la un turneu internațional în Republica Moldova, care se va încheia pe 3 noiembrie. Adrian Mircea, Ianis Chiruț și Cosmin Muștei sunt componenții echipei de juniori 2 a clubului CSU Suceava. Formația antrenată de Ioan Tăcaciuc este lider în Seria F a campionatului național, cu punctaj maxim după primele 4 etape. Comuna suceveană Poiana Stampei va găzdui, începând de sâmbătă, campionatul național de cross Bucovina Cross Country. La eveniment sunt așteptați peste 1000 de atleți din întreaga țară. Între 21 și 28 octombrie, la Poiana Stampei va avea loc campionatul național de cross Bucovina Cross Country. La eveniment sunt așteptați peste 1000 de atleți din întreaga țară. Am convingerea că evenimentul va fi un succes și va oferi o oportunitate minunată sportivilor noștri de a-și testa limitele și de a se bucura în același timp de spiritul competiției. Felicitări pentru munca depusă și succes atleților! Încă o dată se demonstrează că efortul administrației publice locale de a investi în infrastructură sportivă dă roade, iar însuși acest campionat național de atletism este ca un răspuns la eforturile noastre. Mă bucur enorm pentru că Federația Română de Atletism și prin domnul Prâsnea Cristian a ales această localitate frumoasă din zona de munte pentru a fi gazda acestei competiții naționale. Așteptăm zilele acestea la Poiana Stampei în jur de 1000 de sportivi plus oficialități care vor veni aici și vor descoperi frumusețile zonei de munte. Veniți la Poiana Stampei, avem o infrastructură sportivă, avem ceea ce este necesar pentru ca o astfel de competiție să poată fi organizată în cele mai bune condiții. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Noaptea dinspre vineri spre sâmbătă se anunță una anormal de caldă pentru această dată din calendar, potrivit meteorologilor. Astfel, cerul va fi variabil mai mult senin în toată regiunea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile nocturne vor avea valori cuprinse între 11 și 18 grade Celsius, potrivit ANM. Sâmbătă în toată țara va fi vreme de vară, potrivit meteorologilor, nu face excepție nici regiunea noastră. Astfel, sâmbătă cerul va fi variabil, parțial acoperit, la Suceava, Rădăuți și Vatra Dornei, în timp ce la Botoșani, Târgu Neamț și Roman, soarele va străluci cu putere, iar norii nu își vor face simțită prezența. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Botoșani și Roman. În
primele 9 luni ale acestui an, pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare au fost peste 650.000 de pasageri. 608.000 dintre aceștia, care reprezintă o pondere de 93%, au folosit calea aerului pentru a pleca în străinătate. Aceste valori, făcute publice de președintele Consiliului Județean Suceava, sunt considerate argumente puternice pentru a-i convinge pe alți operatori să opereze de pe Suceava, în condițiile în care, de la finele acestei luni, Wizz Air renunță la baza operațională de la Suceava și la 5 zboruri internaționale de la Suceava. Tot statisticile arată că aeroportul sucevean se situează imediat după aeroporturile regionale Otopeni, Cluj, Iași și Timișoara și că în continuare merită investit atât în extinderea infrastructurii aeroportuare, transmite Gheorghe Flutur. Quartetul Pro Musica Academica din Iași a câștigat trofeul Festivalului Ciprian Porumbescu ediția 2023. Desfășurat într-un context cu totul aparte, fiind anul Ciprian Porumbescu, a fost un real succes și ne dorim să creștem an de an. Ne-am descurcat foarte bine în condițiile în care susținerea financiară a venit doar din partea Consiliului Județean Suceava, au transmis organizatorii. Personalitatea marelui bucovinan, compozitor și patriot român Ciprian Porumbescu, dar și a familiei sale, este celebrată în anul Ciprian Porumbescu și de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Seria manifestărilor a început cu Simpozionul Național Ciprian Porumbescu, promotor al culturii române și al valorilor religioase, organizat de Centrul Eparhial Suceava, și va culmina în luna noiembrie cu un concert aniversar extraordinar. Dosarele de pensie ale românilor care au lucrat în Italia vor fi soluționate mai rapid, transmite deputatul PSD Mirela Domnicăi. Vestea vine după ce ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura Oprescu a avut o întrevedere cu omologul său din Republica Italiană. A murit profesoara de română Viorelia Braicu, fiica pictorului Dimitrie Lughin. Decesul distinsei profesoare a survenit la doar câteva zile după ce și-a văzut visul împlinit, acela de a vedea bustul tatălui său dezvelit în Parcul Central. Profesoara s-a stins din viață în cursul zilei de joi, 19 octombrie, în urma unui infarct, la vârsta de 80 de ani. Cele mai gustoase și frumoase mere ne așteaptă în acest sfârșit de săptămână la Fălticeni. Acolo se desfășoară 18-a ediție a Târgului Mărului, eveniment menit să promoveze soiurile de măr, mărcile locale și să încurajeze vânzările pomicultorilor la mijlocul toamnei. Nu vor lipsi spectacolele de muzică populară, nici târgurile caritabile. Invitați din Ministerul Agriculturii și de la APIA sunt așteptați la un seminar despre bune practici în valorificarea bogăției livezilor. Echipa de handbal CSU Suceava va juca duminică de la ora 18 pe terenul formației CSM Vaslui. După 8 etape disputate în Liga Zimbrilor, sucevenii sunt pe locul 5, iar vaslienii ocupă poziția 14-a ultima a clasamentului. Handbaliștii juniori ai Clubului Sportiv Universitar din Suceava au fost convocați în număr mare la acțiunile pe care loturile naționale ale României le-au programat în această lună. Numai puțin de 7 universitari vor participa cu Naționala de Juniori la trofeul Carpați, iar alți 3 au fost chemați la Naționala de Cadeți. Comuna suceveană Poiana Stampei va găzdui începând de sâmbătă campionatul național de cross Bucovina Cross Country. La eveniment sunt așteptați peste 1000 de atleți din întreaga țară.